Despre anunțul pe care l-ați urmărit în urmă cu doar câteva momente de la Oslo, discutăm acum cu politologul Cristian Pârvulescu. Profesor, bună ziua, vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, vă mulțumesc și eu. Domnule profesor, au fost anunțați cei trei laureați. Este vorba despre Avocatul pentru Drepturile Omului din Belarus, Organizația pentru Drepturile Omului Memorial și, de asemenea, Organizația pentru Drepturile Omului Centru pentru Libertăți Civile. Aș dori să vă întreb, în acest context internațional dificil, cât de mult cântărește acest premiu mult așteptat? Este un premiu care se dă din 1901. Este adevărat că 19 ani, mai ales în anii de război, premiul pentru Nobel pentru Pace nu s-a dat. Spre deosebire de celelalte, acesta este un premiu norvegian, dar este finanțat din fondurile pe care Alfred Nobel le-a lăsat și care trebuie să sublinieze importanța unor activități în anii precedenți, în anul precedent, în principiu, în favoarea păcii. Ori cele trei, două organizații și Avocatul pentru Drepturile Omului din Belarus au avut o contribuție imensă în anii precedenți. În contextul actual, în condițiile în care Rusia a început acest război, aceste premii spun ceva despre memorial și importanța pe care o are această bătălie pentru democrație și recunoașterea crimelor trecutului, ca și bătălia pentru drepturi și libertăți din Belarus, aliata permanentă a lui Vladimir Putin și a Rusiei putiniste. Deci sunt niște semnale puternice că susținerea libertăților și democrației contează pentru Comitetul Nobel, contează pentru lumea liberă, iar oamenii care luptă pentru democrație și drepturile omului nu sunt uitați și nu sunt... Memorial, spre exemplu, a fost declarat un inamic al Rusiei și a fost interzisă în acest an după ce începuse să funcționeze în epoca Gorbaciov. Apropo, Gorbaciov, Mihail Gorbaciov, a fost laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 1990. Printre cei nominalizați în acest an s-a numărat și președintele Volodymyr Zelensky. Credeți că faptul că nu s-a numărat printre laureații ar putea stârni anumite controverse sau dezbateri în spațiu public? Nu cred. Știți, în general, puțin politicieni au fost premiați. Vă vorbeam despre Gorbaciov, că o contribuție la încheierea războiului rece a fost foarte importantă. Nelson Mandela și fostul președinte sud-african. Deci nu sunt foarte... Barack Obama... În 2009, da, dar toate aceste nu mi-au venit în anumite contexturi. Acum e război. Vă spuneam că în timp de război, în timpul primului război mondial, în timpul celui de-al doilea război mondial, Premiul Nobel pentru Pace nu s-a dat decât în condiții cu totul excepționale singurei organizații care l-a primit de trei ori. Este vorba despre Crucea Roșie Internațională în 1917 și în 1944. Deci nu era un moment oportun pentru că Zelenski, care este un luptător, este în momentul de față cel care conduce rezistența, să primească premiul Nobel pentru pace. Sigur, e vorba de pace în primul rând, e vorba de acțiunile care sunt importante pentru pace. Vom vedea cum se va construi pacea în Ucraina, dar în acest moment este război. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații, profesorul politolog Cristian Pârvulescu.